Salut, prieteni! Astăzi din nou voi vorbi despre animale. Uneori printre ele se întâlnesc niște exemplare foarte ciudate pe care oamenii mai sensibili n-ar trebui să le vadă. Top cele mai urâte animale din lume, așa că pune un like și să începem! Broasca țestoasă mata-mata, din spaniol înseamnă ucid și chiar pare că poate ucide doar prin aspectul său. Creatura cu capul și gâtul plat e acoperită de multe cocoașe și spini negre. De fapt, această țestoasă nu e periculoasă pentru om. Capacitatea ei de a respira cu pielea îi permite să se ascundă pentru câteva ore la fundul apei, în așteptarea victimei, a unui pește sau broscuțe mici. Lungimea ei poate să ajungă la 45 de cm, greutatea până la 15 kg. În captivitate, pot ajunge la vârsta de 30 de ani. Măcar o dată pe lună trebuie examinată, fiindcă au un caracter introvert și broasca poate să fie stresată și anxioasă. Maimuța cu trompă. Este o specie care se găsește pe insula Kalimantan, în pădurile de mangrove de-a lungul râurilor. Din cauza nasului mare care seamănă cu o pară, nas caracteristic doar masculelor, intră în lista celor mai urâte maimuțe de pe planetă. Masculii bătrâni pot avea un nas cu lungimea de până la 10 cm. Înnoată și se scufundă bine. Se consideră cei mai buni înotători printre primate. Trăiesc în grupuri de la 5 la 30 de indivizi, unde șeful e un mascul și unde se găsesc multe femele. Se hrănesc cu multe fructe și frunze, mai rar cu insecte. Sunt o specie pe cale de dispariție. Gândac trilobit. Arată ca un monstru extraterestru, dar după această mască se ascunde o creatură fricoasă. Acești gândaci sunt rudele licuricilor, mămăruțelor și a scarabeilor. Cel mai interesant e că masculii și femelele sunt total diferiți. Masculii arată ca niște gândaci simpli, iar femelele sunt foarte înfiorătoare. Cresc până la 9 cm în lungime. Să dai peste mascul e foarte greu, căci, spre deosebire de alte specii, nu răspund la capcanele luminoase. Unicul mod de a găsi un mascul e de a-l prinde în timpul împerecherei. Mixina este un pește care are un corp lung cu o coadă ce seamănă cu o vâslă. Trăiește la adâncimi de până la 500 de metri. Vânează doar pești bolnavi sau slăbiți, de exemplu pe cei care au fost prinși în plasele instalate de om. Procesul de atac arată în felul următor. Mixina roade peretele corpului peștelui, apoi intră în corp, consumă organele interne și apoi masa musculară. Dacă victima e capabilă să se opună, mixina merge în branhii și le umple cu un fel de mucus. Ca urmare, peștele moare sufocându-se, oferindu-i vânătorului posibilitatea de a se hrăni cu corpul său. Rechinul spiriduș. Acesta și-a primit numele pentru aspectul îngrozitor. Botul lui seamănă cu un cioc. Fălcile lungi ies mult în afară, ca în filmele horror. Este o specie nu prea cercetată, deci nu există multe informații despre ea. E un rechin lent, care locuiește la adâncimi de la 200 de metri plus. Cel mai mare individ cunoscut ajunge la lungimea de 3,8 metri și cântărește 210 kg. Cârtița cu nas stelat. Este comun în est și în nordul Americii, cât și în Canada. Caracteristica lor este nasul format din 22 de alungituri roșii. Este folosit ca un organ senzorial. Aceste animale trăiesc în grupuri mici, în soluri umede, lângă apă. Sunt bune notători, se hrănesc în mare parte cu insecte și larve și uneori cu pești mici și crustacee. Lungimea corpului e de 10-13 cm. Cântărește de la 40 la 80 de grame.
Lungimea totală a tunelurilor pe care le sapă ajunge la 270 de metri. Șopârla australiană cu guler este o creatură mare și destul de înfiorătoare. În jurul gâtului are o membrană de piele care, prin aspectul său, ne aduce aminte de un guler. Locuiește în Australia, practic petrece aproape tot timpul pe copaci, dar poate să coboare atunci când caută hrană. Când vede inamicul, șopârla încremenește, încercând să rămână neobservată pentru inamic. Dacă asta nu funcționează, animalul trece la a doua etapă. Șopârla sâsâie și își deschide gulerul, dă din coadă și se ridică în cele două membre din spate. Arată dezgustător. Iar dacă se mai repezește spre tine, ce faci? Condor californian, una dintre cele mai rare păsări din lume și cea mai mare din America de Nord. Această pasăre nu are un aspect foarte atractiv, dar capul chel este adaptat pentru modul de viață. El mănâncă atât de mult că uneori trebuie să se odihnească timp de câteva zile după o masă copioasă. În unele cazuri nici nu poate să-și ia zborul. Condorul californian era pe cale de dispariție în anii 1970, când rămâneau doar câteva zeci de indivizi. Oamenii de știință începuseră un program intensiv pentru creșterea populației lor. Astăzi se numără undeva 130 de indivizi care trăiesc în sălbăticie. Pasărea hoazin. E o pasăre tropicală și vă veți întreba ce face în topul nostru, căci nu arată urât, dar deseori e numită pasărea puturoasă sau urât mirositoare. E din cauza cărnii acestei păsări, care are un miros atât de insuportabil încât nicio ființă vie nu poate să o consume. Dar asta nu e unica caracteristică neobișnuită a acestei păsări. Se cațără în copaci ca niște șopârle și pot emana mirosul neplăcut chiar și în timpul vieții. Puiilor au niște aripi cu gheare, ceea ce le permite să se rască prin copaci, printre ramuri. De asemenea, se deplasează pe pământ și chiar se scufundă după mormoloci. Șobolanul cârtiță golaș. Este o specie unică, singurul mamifer cu sânge rece. E capabil să se adapteze la temperatura mediului înconjurător. De așa ceva sunt capabile reptilele și nevertebratele, cât și peștele. Arată ca o cârtiță goală, dar nu trebuie să vă pară că e un animal lipsit de apărare. Pielea lor nu are neurotransmițători, responsabil de transmiterea impulsurilor dureroase la sistemul nervos central. Asta înseamnă zero durere. De asemenea, nu are nevoie de apă. Umiditatea o primește din hrană. Lungimea vieții este de 30 de ani, ceea ce este o durată lungă pentru mamifere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care dintre aceste creaturi vi s-au părut cele mai ciudate. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!